Nu că n-ai
aspirați ca nici. Nu încercați să, să lucrați, nu încercați să faceți un lucru cu sistemul general. Foarte multe de care le-ați lucrat, care le-ați lucrat, dar sistemul comunitarul de comunic s-a comunicat puțin și avem nevoie de natură, să fie mișcare a venul. Ăla să te să uit la nici ce s-a spus, deci tu, e mișcă exact când ai nevoie să atași, să pregătești un atac sau ceva, sau când trebuie să fie ceva de dimensiune, pentru a atacă. Asta e blocajul. De la sala, unde trebuie să faceți copilă, lăsați-i să facem în spate, pasul, sunt în spate, hăt, și asta e blocajul. Da, deci și aici am fost cei care s-au deșteat, dar asta o e hăsă și fericit, dar acum îi dărâmâi. Mulțumesc, bine. Nu știu, a ținut, e zis, aaa! Deci asta a fost un bun pas și vine aici. E bun, 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 e bun. Thank you.
Thank you.
faci să-i dai decile și mă rog că avem în evantare de nas și o meluși.
A doua idee este trecerea greutății sferei pe mâna Suchi. 1, 2, 3. Încep, fără minte. 1. 1. 2. Eliminat, nu? Asta e ideea. Încep. Trebuie să poți să-l zici pe partener în direcția care îți trebuie, da? Fără să-l forțezi, pentru că dacă forțezi, se opune, da? Locul unde îl miști, da? Nu este aici, da? Este creșterea, da?
că încearcă și orice mai mult încearcă. Da? Încearcă să ducă pe partidera aici. Da? Odată, ca să-l aduci aici, trebuie să se ridici umorul foarte sus, ceea ce înseamnă o scădere a adicării acestui de greutate, deci o mărire a dezechilibrului. Apoi, n-am niciun control prea mare aici, pentru că nu poți să prind nimic cu partea asta omului. Mai mult, dacă îi lasă dus ca cu jos, ar fi scătat pe aici. Adică nimic nu îl împiedic. Dacă aș încerca treaba asta sub bărbie, m-ar bloca imediat brațul, da? Și ar termina cu inima aici. Dar asta trebuie să rețineți niște lucruri importante, care chiar dacă nu par a fi atât de elegante, ele sunt reale. Așa cum spuneam că asta este cea mai slabă încheietură a mâinii, deci mai slabă decât asta și asta mai slabă decât numărul. Pe măsură ce ne apropiem de la umăr către capătul degetelor, mâna este mai capabilă să facă diverse lucruri. Deci dacă eu voi folosi partea asta, mâna nu e capabilă decât de forță, niciun caz de îndemânare, da? Sigur, încheietura asta e puternică. Mă apropie de capătul mâinii, și eu să fac câte diverse lucruri. Da? Deci. Asta este o formă extrem de sigură pentru eliminare de eficiență. Da? Poate nu vă place. Sunt unii care nu le place. Da? Asta este altă formă. Nu încercați să faceți cu părți ale corpului care nu au îndemânare necesară, lucruri de îndemânare. Hai! Deci, fixă de fixul ăsta, așa vă las. Și are controlul. Deci, sunt obligat să mă duc lateral ca să te echilibrez. Da? Și asta unde iau control de la început. De la început. Sunt atât, pentru că sunt atât. Aici îmi place.
Puterea să-i blochezi. Se zâmbrești foarte tare că el faci trage în practica următoare. La finalul acestui pe care nu știu, ți-ar face gelea. Ți-a banii sau carne, nu? Sunt două lucruri. Unul, înaintezi,
Deci ce se dai jos, deschide gândul, cum e cazul tău, echilibrat, neforțat. Dacă vrei să forțezi, da? Da? Te duci la capătul mâinii. Pentru că ideea este că eu nu pot să mă pregătesc să mă apă. Ceea ce fac, fac instinctiv. Ce fac? Adică mâine sus. Da? Orice știu copii este de 2 ani, dacă ești de o față, chestia asta. Dar el se apă. Pentru că nu l-a învățat nimeni la Aikido, dar a învățat viața, natura, Dumnezeu, da? Să aibă instinctiv. Da? În timp ce e concentrat acolo la lovitura aia, da? Eu am libertatea să umblu pe corpul lui unde vreau eu. O să vă arăt și da? Îmi umblu prin alte părți. Da? Să se vede, da? Poate. Încercați? Faci una sau alta funcție de cum arată partea cât de mare e partea de tot, dar cum de l-ai adus aici, dacă ai adus bine aici, sigur că e ușor. Dacă nu, nu te va trebui.
Deci dacă ai putut doar atât, am desplici. Aici, mâna vine aici, da? Deci nu-l cobor, stânga aici, da? Sau asta se învață la trupele de comandă americane. Aici, hai. Asta e partea cea mai slabă. Da? Partea cea mai slabă, da?
încercăm. Și am și eu niște limite, da? Deci nu pot să fac o tehnică pe sesii torsionezului în cheietura și să mi-o fac și mie în același timp, pentru că ajung în situația asta. Deci totdeauna când vreau să torsionez, aplic o priză negativă. O să vă explic ce înseamnă priză negativă. Deci, da? În mod normal, ai prinde-o așa. Greșit. Pentru că dacă așa, poți să o torsionezi doar până aici. Mai mult nu pot. Da? Cobor. Și am prins-o așa. Uitați-vă ce torsionare am, ce libertate de torsionare am. Este extrem de importantă chestia asta. La orice tehnică fac în care există o priză articulară cu torsiune. Nu o prinde normal, prinde-o negativ. Te asiguri că ăla nu mișcă în vece vecină. Da? Deci, unu. Doi. Adică mă să vin aici, da? Asta o să se ridic sus, da? Îmi dau jos, hai! Set. Un. Doi. Încercați ușor de tot, știi că o să vă dea lacrimi din imediat. Nu știu clar, ușor. E un, cum să spun, un detaliu inutil. Inutil, când mă poziționez, aici, da? În fața lui să fac chestia asta, da? Când e imposibil, nu s-a dat jos, da? Hai. Da? Poate nu
că eu mă pune schiva. E că m-am... Da? M-am venit. Aia. Sigur, aia. Nu? Sau? E aia mi? Sigur, aici. Nu mi-e chiar tot. Chiar cum ai mi? Și totdeauna așa. Sigur, bineînțeles că dar a fost mai așa. Ia cum ai mi, nu? Și așa. Atenție, e mult mai greu, pentru că genunchiul este forțat. Da? Încerc de tot. Lucrați foarte încerc, pentru că poate să iasă genunchiul afară. Da? Pentru că am pus piciorul aici. Aici, da?
car, am intrat, am dat aici și vin. Să mai zbocesc?
Nu că n-ai putea face, nu că se face de mult mai mult. Loc, o, sau ce știu, mai ai chestii din astea al medicii. Nu încerca să rotăți, nu încerca să faceți ca nu să se simă. Deci, foarte mult de care le-ați legat, care le-ați legat, care le-ați legat, care le-ați legat, care le-ați legat puțin și avem de din ajută, să fie un mișcare a venul. Ăla să te rostă să uite la nici ce să ajung, deci, o, să pregătești un atac sau ceva, sau când vezi ceva de dimensiune pentru a adresa. Deci, aș vrea să fiți pe blocaj. De la sala, unde care ai trei pași cu tine, lăsați să facă mai mult pasul, sunt în spate, rec, și asta e da, deci, și aici am să cei care s-au deșeat, pentru că asta e hai să ne deci, da, mă, de unui,
Thank you.
Hai! Mă amenință cu pistolul, da? Cu el în sus. Da? Deci o poziție de față. Opere pistolul la templă, da? La templă.
Dacă nu mai dată. Da. Da. Unde genunchi, cred că el, dar ce ori vine în vescu și ori s-a uitat mult, mult sub el, când apăs aici al și blochez. Dar trebuie să poate de reveni. Deci nu fă chestia asta. Asta e o, spune, o chestie a dată de periculoasă. Ca să te ridici de aici, este sprijin. Nu dacă mai dacă ești bătrân. Dacă chiar dacă ești fel, te ridici de el. Deci nu te lași, nu pui genunchi jos, decât dacă ești obligat. Da? Obligat. Ești obligat? Acum mâine, da? Am puțit. Acum cu mâna nu, da? Deci cum cu pungă, da? Om. Nu sta să-ți potrivești mâna. Da? Da? Nu să faci chestii de astea, da? Dreapă, da? Hai! 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 Da? Și vreau să văd. Cum este el, da? Țin de bine. Cu adică nu o să pot să fac treaba asta niciodată. Și nu o să pot să fac treaba asta. Da? Țin de bine, da? Nu pot. Vedeți? N-am spus. E tare. Încă. Încerc, da? Da? Dar deci ăsta de efort. Deci sunt două lucruri. Ce? Unu. La intens, deci ăsta dai jos, deci se vine gândul, pe care îl fac, nu? Deci, da, neforțat. Dacă vrei să forțezi, da? Da? Deci duci la capul de mâini. Pentru că ideea este că eu nu pot să mă pregătesc să mă apă. Ceea ce fac, fac instinctiv. Ce fac? Adică mă inesc. Da? Orice știu copii este de 2 ani, dacă el îți dea o palmă, faceți chestia asta. Dar el se apă. Pentru că nu l-a învățat nimeni Aikido, dar a învățat viața, natura, Dumnezeu, da? Să aibă instinctiv. Da? În timp ce le concentrat acolo la lovitura aia, da? Eu am libertatea să mă pe corpul lui unde vreau eu. O să vă arăt și da? Mă umblu prin alte părți. Da? Poate să zic, da? Să zic, da? Poate. Încercați? Thank you.
2. 1. Minge, da? Faci una sau alta funcție de cum arată partea, cât de mare e partea de tot, dar cum de l-ai adus aici, dacă l-ai adus bine aici, sigur că e ușor. Dacă nu, nu te va trebui să de care ai putut doar atât, nu te spui aici. N-am adus suficient, da? Hai. Lovitor. Hai. Lovitor. Lovitor. Thank you.